un antreprenor care prestează servicii la Municipal Locato pe fondul probabil la consumului de alcool, eu știu, o băustră ceva, nu știu să zic, a avut o, niște nemulțumiri și o vrut să exprime public urcându-se pe biserica din, din cimitir. Da, pe fondul unor nemulțumiri vis-a-vis de lucrări, de, eu știu, împărțitul lucrărilor între antreprenori, de, eu știu, care au primit mai multe, care mai puține, bine niște discuții genul ăsta. Mm-hmm. Dar noi avem ședinții, zic eu, destul de periodice cu ei, cu toți antreprenorii. Chiar acest antreprenor a fost la mine și soția lui și el de mai multe ori, anul acesta, de vreo 2-3 ori, a fost primit cu cât se poate de multă amabilitate, vis-a-vis de anul trecut are lucrări mai multe, anul acesta, așa să zic, alte doleanțe ce au mai fost, noi le preluăm și încercăm să le rezolvăm, găsind tot felul de modalități din părțirea lucrărilor. Am vrut să, la început să luăm noi toate lucrările să treacă prin Locato și noi să le împărțim. Au fost de acord. Au zis că să lăsăm că vin la recomandare. Am lăsat la recomandare și cele care au venit fără să vină special pentru un antreprenor au fost puse într-o căciulă din care, din care s-au extras acele, acele lucrări. Și tot încercăm la o lună, la alta, să îmbunătățim acea activitate, ca să, să nu fie probleme. Da. Cine, a mai, cine a mai venit acolo? A venit primarul, domnul Damaschin? Da. Da, da, da. Și eu și domnul Damaschin și primarul și poliția și pompierii și smurdul. Și... Aha. Și cât a durat negocierea cu el să se dea de pe turlă jos? Cred că undeva în jurul la o oră. Mhm. Da. Bine, mulțumesc tare, tare mult. O seară da, bună. Noi ne dăm toată silința să îmbunătățim activitatea acolo. Da. Și să fie cât mai transparentă activitatea. Iar el chiar după această discuție am fost, chiar am uitat un pic să vedem cam cum stă în situația cu lucrările și așa. Și aproape de top, să zicem, aproape de primii, între primii trei, ceva de genul. Așa, dar ce înseamnă la voi aproape de top? Ce înseamnă asta? Adică e ori al treilea, ori al patrulea. Ceva. Așa, dar el, ei fac, nu fac direct cu lucrările astea, nu le fac direct cu cei care au de făcut un mormânt de, știu ba eu. Da, ba da, ba da, ba da. Așa, numai și care e rolul lucrări, vostru? Aceste lucrări trec și prin noi, fiindcă... A trebuit aprobare dată, da? Și aprobare, plus administrația cimitirului, primește un cuantum de 25% din valoarea lucrării. Aha, deci asta e relația voastră. Și câți antreprenori din ăștia aveți? Pentru, cum? Câți antreprenori din aceștia există? Cu care... Câți? Cred că 9 sau 10. Deci 9 sau 10, așa. Și ăștia sunt toți la voi, au un contract. Au voi? Contract, au contract, colaborare cu noi, bineînțeles. Firme agreate de noi, care lucrează de mai mulți ani. Uhum. În cimitir, iar de la an la an încercăm să îmbunătățim această activitate. Da. Na, știți cum, când se execută lucrări de astea, unii oameni, câteodată sunt nemulțumiți oamenii, altădată sunt nemulțumiți antreprenorii, și încercăm să facem o... Da, Doamne, iartă-mă că ăsta este un domeniu care merge, cred că cel mai bine dintre toți, că moare lumea pe capete. La cam câte mormântări pe zi aveți? Cam câte mormântări pe zi s-au înregistrat în ultima vreme? Sunt zile când sunt două, sunt zile când sunt una, sunt zile când nu e niciuna.